Merhaba! Salutare prieteni, salutare din Turcia! Ăsta este al treilea episod din o serie de trei episoade unde explorăm centrul Turciei, susținut de Ministerul Turismului din Turcia și Go Turkey. Este un loc care nu prea este cunoscut pentru turismul internațional și noi am venit aici să vă arătăm și vouă ce frumusețe ascunde zona centrală a Turciei. Dragilor, dacă vlogurile noastre se văd prost, adică spălăcit, încețoșat, nesaturat, înseamnă că dispozitivul vostru nu redă corect formatul HDR HLG. Dacă vă uitați de pe telefon, în loc de aplicația YouTube, încercați din browser. Deschideți browserul, introduceți adresa youtube.com și căutați Sanchez Journey. Aici browserul ar trebui să convertească în formatul SDR, care este compatibil cu toate dispozitivele. Și acum am venit în orașul antic Aizanoi. Aici au locuit foarte multe civilizații și practic a înflorit în perioada helenistică când au condus grecii aici. Cel mai important obiectiv turistic aici este templul lui Zeus, pe care îl vedeți acum în spatele nostru și care s-a păstrat cel mai bine din zonă. Orașul antic Aizanoi s-a înființat încă din perioada frigidă, iar mai târziu, în perioada helenistă, acest oraș a înflorit și a fost construit acest templu, templul lui Zeus. Acest templu s-a construit timp de 50 de ani. S-a început construcția lui în secolul I după Hristos și s-a terminat în secolul II după Hristos. Și au avut probleme financiare aici și în final au luat bani chiar de la săteni ca să construiască acest templu, deoarece împăratul nu vrea să le dea bani pentru acest templu. Aici pe pereți e scris istoria, pe o parte e scris în greacă și pe alta e scris în latină și are multe elemente de construcție originale. De exemplu, uite, pilonii ăștia sunt de antregul. Dacă țineți minte, am mai vizitat temple grecești, ele erau făcute cu cărămidă și după care pus blocurile alea unul peste altul și făcute chestiile astea mai târziu, așa, cu ciment sau cu altceva. Aici însă sunt blocuri întregi din marmură și nu-mi închipui ce muncă imensă le-a trebuit și chiar și tehnică s-a folosit aici ca să urce pilonii ăștia așa sus. Și acolo deasupra la fel sunt mai multe ornamente care sunt unice, în special amforele care le vedem aici, ele sunt unice, nu s-a mai folosit acest ornament nicăieri în alte temple grecești. Fața acestui templu a fost dedicat lui Zeus, iar în spate zeiței Celebe, mama lui Zeus, unde vedem și această statuie care este dedicată zeiței Cebele. I'm the archaeologist in Aizanoi excavation. This is Zeus temple, most preserved Zeus temple in Anatolia. Zeus born in Steunus cave from Cibele. Iată, ei conectau pietrele cu plumb. Iată, în găurile astea erau plumb, așa ne-a povestit ghidul. Și în timpul Imperiului Bizantin ei au scos plumbul de aici ca să-l folosească la alte construcții. Zivesa pazda! Vine Matelna, da? Am coborâm jos, sub templu! Wow, uite-ți ce încăpere mare aici! Nici n-aș știut că există așa încăpere aici, sub templu. Cât e de mare! Așa sub pământ, practic, și mi-e răcoat. Mama, ai știut tot! Ce fain! Asta este o încăpere de sub templu și sunt două variante ce anume a fost această încăpere. Prima variantă se presupune că ar fi fost un loc unde se păstreau darurile aduse lui Zeus, iar a doua variantă se presupune că ar fi un loc unde se rugau zeiței Cibele, care este mama lui Zeus, și aici intrau doar
preoții, sau cum se numește ca să zici, cred că preoți putem să-i spunem, care se rugau la zeița Kybele. Iar toate pietrele astea sunt de fapt niște pietre funerare care au fost aduse din satucurile din prejurim, din locurile din împrejurim. Și acum am venit în amfiteatru din Aizanoi, se vede foarte bine, s-a păstrat destul de bine, de fapt unde se vede acolo pietrele alea negre, era descoperit permanent, adică sunt pietrele originale, însă unde se văd pietrele astea albe s-au făcut escavări acum din cauza că din cauza cutremurilor s-a distrus partea asta un pic și pământul a căzut peste pietre. Pietrele vedeți că sunt un pic duse de la locul lor original, iar acum s-au făcut escavări și s-au descoperit amfiteatrul ăsta. El a fost folosit ca câmpuri de luptă, să zicem așa, pentru divertisment pentru oamenii de aici. Adică aici practic se luptau gladiatorii cu diferite animale, cu lei sau gladiatorii între ei se luptau. Și asta a fost până aproximativ în secolul 4, până când a venit creștinismul aici. După ce a venit creștinismul, deja ei au încetat să folosească asta ca un câmp de luptă, ca un câmp de distracție, așa, din punct de vedere religios, așa să zicem. Și mai târziu s-a construit, uitați-vă acolo, s-a construit o mini-bisericuță, așa, o capelă, unde oamenii se rugau și totodată era așa ca un fel de loc unde ei se adunau, se rugau, socializau, așa, nu mai era câmpuri de luptă. Poate chiar se jucau o piesă de teatru, era așa un loc mai cultural, nu barbar, cum era mai înainte cu gladiatorii. Aici sunt niște coloane care se presupune că a fost templul lui Artemis. Deoarece au găsit, uitați-vă, cerbul ăsta, l-au găsit aici, care este simbolul templului Artemis. Nu se știe dacă a fost jos cerbul ăsta sau pe perete undeva, dar asta i-a făcut să determine că ar fi fost templul lui Artemis și după aia s-a transformat într-o stradă colonată. Și aici se presupune că ar fi prima piață de stocuri. Aici, cel puțin acea păstrată, asta e cea mai bine păstrată, piața de stocuri, și aici se presupune că au fost tranzacții financiare, se vindeau hârtii de valoare, se vândeau stocuri, practic, piața financiară. Fain. Încă din perioada aia, ți-o chipui? Perioada helenistă. Și acum am venit în cea mai mare piață de porțelan din Turcia. Se află în Kutaya și se numește Kutaya Kervansaray. Chiar și pilonii ăștia sunt făcuți din ceramică, din porțelan, din faianță, din asta. Și sunt foarte multe elemente din porțelan și ceramică aici. Este veselă din care poți să mănânci, este veselă pentru ornament, pentru a-l pune pe pereți, de exemplu, și sunt adevărate opere de artă aici. Haideți să vă arăt cât. Uitați, aici, de exemplu, e plin de farfurii. Uitați câte farfurii sunt aici. Și câini, atâtea culori, atâtea detalii. Foarte frumos. Iată, astea sunt mai mult pentru ornamente. Baze pentru flori, dar foarte frumoase. Și astea deja sunt câini obișnuite. Sunt la prețuri destul de accesibile. Să mâncăm.
mâncăm, în sfârșit suntem super flămâni. Suntem în Cutaia, la restaurantul Fast Legend și pentru început avem o supă. O supă cremă cu mici chiofteuri, năut și verdeat. Și cu iaurt. Foarte mult seamănă cu supa care am mâncat-o în Gaziantep, supa tradițională de acolo, adică la prima vedere. Hai să vedem cum e la gust. La gust este cam tot ca aceea. Nu este sărată, nu este acră. Deci este bun așa, ca o supă ușoară. Costă mare. Și la felul 2 avem frigărui. Aici avem carne de vită și carne de pui. Frigărui e gustos aici, unde să-l gustăm. Ne-a fost dor de mâncărica asta. Da, aici frigărui e mai gustos ca în Iran, nu știu de ce îmi pare, deoarece are mai multe condimente. În Iran nu prea-i pun multe condimente, dar aici, atât de condimentelor, uite-mi cât îți mai aduce pe lângă asta. Sunt ceapă, un fel de ardei murat, aici un fel de iaurt, aici varză murată, legume la grătar. Pe lângă frigărui ăsta îți aduce multe diferite. Și salată aparte. Ne-a dus și kebabul în așa o formă interesantă. Te șechiure, Derim? Ne-a dus și kebab într-o formă interesantă. Încă așa nu ne-a servit niciodată cu kebab. Haideți să-l gustăm. Are o aromă delicioasă. Mi-a fost dor de kebabul turcesc. Nu vă pot reda, deci. Pentru mine asta este cel mai bun kebab. Cel mai bun kebab este ăsta turcesc. Sincer. Am mâncat kebab în Georgia, am mâncat în Armenia, am mâncat în Iran. În Turcia este cel mai bun kebab. Punct. Eu nu mai am ce mai spune. Carne cu multe, multe mirodenii, are un gust intens, este suculent, moale. Deci, superb. Nu mai încape deja. Stomacelul nostru este în șoc total. A venit o altfel de mâncare. Avem așa o pârjoală, it's lick of test se numește. Este un fel de pârjoală împulută cu carne și deasupra se toarnă un fel de sos de usturoi, cred că. Arată bine, da, e de usturoi. Și mai are și bulgur acolo, cred că, nu mai știu. Chiar e bună. Are parcă așa un pic de gust dulceor. Cred că de la sosul ăsta. Și este suculent. Multe, multe carne. Da, delicios. Nu mai pot, eu gata, gata, nu mai pot. Deci a venit și desertul. Avem sütlaci, desertul tradițional turcesc. Este din orez și lapte, coapte împreună în rolă sau cuptor. Как называется это? Arată foarte bine mâncarea asta. Arată foarte bine desertul. Ca de obicei este foarte bun. De obicei nu este foarte dulce aici, însă acesta este chiar extrem de dulce. Dar e bun, gustos și are nuci, bucățele de nuci deasupra. Aici avem parte de o prezentare 270 de grade a locurilor de aici, uitați-vă. Este proiectat video pe 3 pereți și jos, adică pe 4. Și aici putem să vedem locurile turistice de aici, din prejur, din zona asta.
Acum am venit în orașul Cutaia. Este un oraș mediu, așa să zicem. De fapt are jumătate de milion. Populația este de jumătate de milion de oameni. Și aici la fel este un centru vechi al orașului pe care o să-l explorăm acum. Inclusiv este o moschee, Ulugea M. Și acum o să mergem să vizităm Muzeul Arheologic. Aici sunt prezentate mai multe chestii care au fost găsite pe aici în urma excavărilor. Sunt, de exemplu, este veselă, sunt diferite statui din perioada elenistă. Aici este un mormânt unde a fost îngropat împăratul și împărăteasa. Uitați-vă câte detalii sunt aici, cât de bine sunt sculptați toți soldații ăștia. Probabil au avut rol ca să apere decedatul după moarte. Cutaia a fost de fapt orașul unde s-a născut Imperiul Otoman și unde s-a născut Turcia, unde Turcia și-a căpătat independența după primul război mondial, când s-a creat Republica Turcă și reprezintă practic, să zicem, centrul Turciei, așa. Are o istorie foarte bogată și aici putem să vedem case în stil otoman, care au cam aproximativ 100 de ani. Și ele sunt case originale, nerestaurate, iată că, cum o vedeți pe asta. Iată un centru vechi extrem de autentic. Se vinde pâine aici. Da, stau. Nu știu. Nu e niciun turist aici, nu e nimic. Se vând diferite chestii locale. Deci dacă doriți... Și la fel e stradă pietonală care poți să mergi aici, poți să găsești mâncare ieftină, produse ieftine. Dacă doriți să vedeți cum e viața adevărată a turcilor, neatinsă de turismul la masă, iată ăsta cred că este locul perfect. Într-un oraș atât de mare, deci asta e. Am intrat în Ulugea M, cea mai veche moschee din acest oraș. Este din secolul 15. E foarte frumoasă, uitați, sunt foarte multe ornamente. Acum lumina e deconectată și nu se vede prea bine, dar când aprinde lumina, probabil e mult mai frumoasă. Aici în centru avem un izvor cu apă, apă potabilă, și acolo e un fel de balcon. Acolo probabil se roagă femeile, că ele stau așa într-un alt loc și se roagă, nu împreună cu bărbații. Moscheea asta din centru Turciei are un stil un pic mai diferit, după cum văd, față de alte moschee. Și la sfârșit de zi avem o surpriză. Am venit la un atelier unde se confecționează produsele din ceramică și chiar o să vedem aici pe loc, este un mic atelier unde putem chiar și noi să încercăm și chiar o să ne demonstreze cum se face acest lucru. Sunt foarte impresionată. Foarte curioasă cum se întâmplă tot. Iată, avem așa niște mese care se rotesc. Aici este lutul deja pregătit, uite la așa. Se umezesc mâinile. Çark deniyor, çömlek sanatı aslında, Çin sanatı. Şu an yaptığım Çin çamuru. Lutul ăsta vine tocmai din Ucraina, vă imaginați? Wow! Atât de repede s-a transformat dintr-o bucată simplă de lut, uitați-vă în ce ocupă! Wow! Fete de faină! Atenție, atenție! Cât de repede a făcut-o? Oh, Doamne, cât de faină! Wow!
Ce ghizel? Ah, capătă. Wow, wow, făcut. Aha. Cum e? Ha, putem tot. Deci aici a făcut mai întâi cupa pentru wow și după care a făcut chiar wow, care o să-l pună aici în cupă. Ce tare! Acum o să fie farfurica. Cambar, brat, țin colega în gătafă, iată. Da cum așa? Cât e interesant, uite. În secunde, numărate secunde, se transformă lutul în ceva. Oh. Trebuie să ai dextrietate aici, așa, dintr-o dată, sigur că nu, la noi nu se iasă. Aici e sugar cup, sau unde se pune zahărul, sau dulciurile chiar. 3 minute, 3 obiecte. Este chiar un ulcior, cred că un vas de gătit. Aşırı çeşit var bizde. Beyaz halde bir fırın halde satıyor. Fırınlama burada yapılıyor mu? Fırınlama burada, fırın karşıdaki. Kim bu forma? Büyük, şu an soğumada fırın. Wow. Bu da vaza. So interesting. Oh. Nasıl lasın jos? Cine ceamură mă dăgâți buna? Orzenea ceamură? Cât e de frumos! Iată, e gata! Atât de rău de făcut-o! În 5 minute a făcut 4 obiecte. Să vedem cum, cum a ieșit în interior. Cât de... dreaptă. Cât tarafă de ieșit olması lazım. Aha. Cât sunt de subțiri? O să încerc pentru prima dată și eu să meșteresc olăric ceva una așa de mare. Așa? Slow. Apasă în șef. Бас, а я жми, жми, жми. Бас, жми, 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 жми. Пресс? Да. О, дай грел. Минизе, что это такое? Мощенец. Моя апа. Чили памат перекидывал. Așa, vă uite acolo. Biraz merkezde oynaması lazım. İşin zorluğu falan. Dar eu nu știu ce să construiesc dintre ăsta. Nu pot să vin să mai vin. Cât e de greu! It's so hard! Antici vaza. Это румынский ваза, да? Ваза румынский. Да, я пас мой тар. Ну-ка, сбар. Да. Это кап. Да. Сурок. Пойдем трассе. Пойдем трассе. Прямо объект разумеется. Я лон дрептом. Trebuie să depui atâta putere, nici nu-ți imaginezi. Adică arată foarte simplu, dar de fapt e greu. Ne boise, ne boise. Nu, pune el mâna, schimbă-te, dar eu... Bu sanatın ismi çark aslında. Ok. Çömlekçi. 10% eu. 90. Bu bölgede çark diyorlar herhalde. Bu bölgede çark diyorlar. Prima mea cupă, de fapt doar cred că 10% de a mea. Restul e a domnului. Bu çark diyorlar. Bize çarkçı. Çark. Aștept felicitări. Frumos arată. Haideți să-l vedem pe Costi în acțiune. Dar ce-ți fac? Spune, dă-ne o sugestie. Ai înțeles? Costi deja au ascultat pe toți. Costi, dar îmi place cum arăți tu. De ce îmblă așa? Iată că nu-i dreaptă. Costi se descurcă mult mai bine. Acolo, apropo, trebuie să ai putere ca să apeși lutul ăla. Și Costi are această putere. Și seamănă vârf și seamănă. Vrei, alălă, vreau să-i pitru. Așa. Ha. Ha. Yay! Bravo, uite și Costi a făcut ceva. E nu chiar singur, dar...
Ca să vadă cât ai făcut-o. Da. Lucrate de tine. Bravo! Bravo! Thank you, te sunt grădere. Thank you, te sunt grădere. Iată, am experimentat și noi ambii, ne-a plăcut foarte mult. Costi, la Costi este mult mai bine decât la mine, dar da. Aș vrea să învăț pe viitor. Acesta este un mic atelier care produce destul de multe vase din ceramică, dar au o cerere destul de mare. Zice că aceste astfel de ateliere sunt foarte puține aici în zonă. Dragilor, uite că a luat sfârșit călătoria noastră prin Turcia. Am rămas extrem de impresionați de centrul Turciei. Am descoperit locuri care nici n-am știut că există. Noi de parcă am omis așa centrul centrului. Da. Nu că le-am omis, dar chiar ne-au scăpat cumva din vedere. Ne-au scăpat din vedere deoarece aici turismul încă nu este dezvoltat la justa lui valoare. De fapt, Ministerul Turismului face eforturi enorme pentru a promova turismul în părțile astea. Din cauza asta ne-a invitat și pe noi și pe alți jurnaliști din diferite țări ca să promovăm aceste locuri și să vă arătăm și vouă. Dacă vă place ceva, veniți și voi aici să vizitați, să experimentați, să mai vă relaxați. Mai ales gastronomia din Afion, care a fost extraordinară. Gastronomia și apele termale. Aici toată zona asta centrală este plină de ape termale. Sunt foarte, foarte multe hoteluri cu ape termale, cu spa. Din păcate, cu toate chestii. Toate hotelurile în care noi am fost cazați aveau spa și hamam inclus. Aveau masaj. Masajul, dacă nu greșesc, era extra, dar spa-ul era inclus. Piscină și cu apă termală. Hamam, saună, tot. Și noi, din păcate, am reușit să mergem doar la unul și atât. A fost un program chiar foarte încărcat, deoarece, într-adevăr, sunt foarte multe locuri. Foarte multe locuri, da. Cu această ocazie vrem să le mulțumim Ministerului Turismului Turciei și Go Turkey pentru această oportunitate de a cunoaște centrul Turciei și a experimenta gastronomia și turismul balnear din zonă. Voi deja ne vedem la următorul vlog. Gyule gyule. Pa pa.